Salutare, sunt David de la Technic Tools, iar în acest clip scurt o să vă arăt cum puteți folosi serviciile online oferite de Leroy Merlin România. În cazul în care nu știați, toate magazinele Leroy Merlin din țară au oprit activitatea începând cu data de 23 martie și vor reveni imediat ce trece această carantină. Până atunci, au dezvoltat două servicii online, serviciul rezervă și ridică și magazinul online. Serviciul rezervă și ridică este disponibil în toate magazinele din întreaga țară și poate fi folosit zilnic între orele 8 și 19. Cum puteți folosi acest serviciu? Foarte, foarte simplu. În primul rând va trebui să vă creați un cont pe leroymerlin.ro. În descrierea acestui clip o să găsiți un link către alt clip care vă învață cum să vă creați un cont. După ce ați făcut acest cont, va trebui să vă conectați pe pagina leroymerlin.ro. Vedeți că apare aici contul meu și foarte important este să vă selectați magazinul de unde doriți să ridicați produsele. În partea de sus avem magazinul meu. Dacă dăm aici, o să aveți o listă cu toate magazinele din țară. Alegeți magazinul pe care îl doriți sau alegeți livrare la domiciliu. Dacă alegeți livrare la domiciliu, o să vi se afișeze doar produsele disponibile pentru livrare, care deocamdată nu sunt foarte multe, majoritatea produselor sunt disponibile pentru serviciul rezervă și ridică. Eu o să selectez magazinul din Cluj, magazinul pe care îl frecventez și haideți să punem câteva produse în coș. Puteți să vă alegeți produsele foarte simplu. Momentan, bara de search nu funcționează foarte bine pentru că încă se lucrează la magazin, dar puteți merge direct la categoriile mari. Apăsăm aici la produse și o să vă apară lista mare cu categorii. De exemplu, materiale de construcții. Dacă dăm pe materiale de construcții, o să se deschidă alte câteva subcategorii din care puteți să vă selectați produsele de care aveți nevoie. De exemplu, ciment, mortare, tencuiel, 7 gleturi. Odată apărută lista cu produse, puteți vedea stocul produselor de care aveți nevoie, puteți să le ordonați în funcție de preț crescător, descrescător sau câte produse doriți să vedeți pe pagină. Foarte important este să aplicați filtrele din partea stângă ca să vă facă experiența de căutare și de cumpărare mai ușoară. În primul rând, va trebui să selectați serviciul cu disponibilitate, rezervă și ridică, ca să se afișeze doar produsele care sunt disponibile pentru acest serviciu. De exemplu, vedeți aici avem cu coșulețul de cumpărături verde, aici nu avem. Înseamnă că acest produs deocamdată nu este disponibil pentru serviciul rezervă și ridică, dar bineînțeles este în curs de actualizare și s-ar putea să fie dintr-un moment în altul. Selectăm rezervă și ridică. Odată selectat filtrul cu rezervă și ridică, toate produsele afișate vor fi disponibile pentru acest serviciu. Foarte simplu, după ce ați ales produsul, apăsați pur și simplu pe acest coșuleț verde, o să se deschidă această pagină extra și vă spune că produsul a fost adăugat în coș și puteți alege cele două variante, continuați cumpărăturile sau mergeți la coș. Eu o să continui cumpărăturile ca să pun mai multe produse în coș. O să mă duc și la partea cu scule și unelte și aici selectez unelte electrice. După cum vedeți, s-a afișat toată lista cu uneltele electrice, majoritatea sunt deja cu coșulețul verde. Dar, pentru a fi sigur când se afișează doar produsele disponibile pentru acest serviciu, o să bifez rezervă și ridică. S-a afișat lista cu produsele disponibile pentru acest serviciu și după cum puteți observa avem o gamă foarte largă de produse. Din câte am înțeles, aproape toate produsele pe care le cumpărați în mod obișnuit din magazin o să le puteți cumpăra și prin acest serviciu. În cazul de față avem 187 de produse. Mai selectez și de aici un produs și o să mă duc la coșul de cumpărături. În coșul de cumpărături puteți vedea toate produsele pe care le-ați selectat, puteți modifica cantitatea și puteți finaliza comanda. Odată finalizată comanda, cei de la Leroy Merlin o să o preia și în maxim 4 ore produsele dumneavoastră vor fi pregătite pentru ridicare. În cazul produselor disponibile pentru livrare la domiciliu, acestea vor fi însoțite de această etichetă cu livrare la domiciliu. În coșul de cumpărături puteți observa din nou această etichetă cu livrare la domiciliu, puteți modifica cantitatea produselor și trebuie să vă completați datele pentru livrare în partea de jos. După cum observați, aveți și un cost de transport, un cost total de 15 lei. Din câte am observat, pe produsele mai mici, acesta nu se modifică nici la 10 unelte de genul ăsta. Finalizați comanda și produsul o să vă ajungă acasă. Sper că v-a fost de ajutor acest tutorial și această prezentare. Dacă v-a plăcut, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like și să vă abonați la canalul de YouTube Technic Tools. Până data viitoare, stați acasă!